O tânără în vârstă de 25 de ani din Ucraina a născut sâmbătă seară în Spitalul Județean de Urgență din Suceava. Tânăra mămică era gravidă în 8 luni când a trecut vama, dar stresul și grijile au grăbit nașterea. Aceasta a născut un băiețel de aproape 4.000 de grame, perfect sănătos. Femeia va rămâne în spital împreună cu copilul nou născut, dar la externare va avea nevoie de un loc unde să stea împreună cu cel mic.